în Sfintele Scripturi există doar două cărți care poartă numele unor femei. Cartea Rut și Cartea Estera. Doar două cărți în toată Scriptura care poartă numele unor femei. Ce se însemne aceasta? Ar putea să însemne următorul lucru. În gândirea lui Dumnezeu, în politica lui Dumnezeu, Femeile nu sunt disprețuite absolut deloc. Ele au valoare, au un loc și un rol în planul lui. Dumnezeu acordă două cărți din inspirația sa divină unor femei. Apoi în scriptură există doar două cărți în care acțiunea se desfășoară în totalitate în afara granițelor țării sfinte, într-un sistem social-politic impus de străini. Și aceste două cărți sunt Daniel și Estera, din nou. Ce se însemne aceasta? S-ar prea putea ca Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să ne fie dat două cărți în care oamenii lui sunt prezenți într-o cultură străină, într-un sistem total opus valorilor lui Dumnezeu. Tocmai pentru a ne arăta, pentru a fi un îndrumar, aceste cărți pentru omul lui Dumnezeu care trebuie să învețe cum să-și susțină valorile și să se comporte onorabil într-un mediu ostil. Să trăiască în lume, dar nu asimilat de lume. Doar două cărți în care personajele sunt într-un mediu complet ostil valorilor lui Dumnezeu. Și în acea scriptură pe care o deschidem în fiecare duminică și unii dintre noi în fiecare zi, sunt doar două cărți în care numele lui Dumnezeu nu este pomenit deloc, dar deloc. Cântarea cântărilor și din nou estera. Ce să caute în Biblie o carte în care Dumnezeu nu este menționat deloc? Numele lui nu apare deloc. Cum de Duhul lui Dumnezeu a lăsat o astfel de carte pe paginile scripturii? O poveste frumoasă de viață, o poveste orientală, deosebit de frumos scrisă. Dar locul lui Dumnezeu unde este în cartea asta? În viața acestor personaje. Numele lui Dumnezeu nu este pomenit deloc. Iată cel puțin trei motive pentru care cartea Estera s-ar putea să fie de o importanță deosebită pentru noi. Vorbește despre impactul ce l-a avut o femeie peste întreaga lume sau în întreaga lume, în întreaga istoria lumii. Apoi este o carte, Estera, în care vedem cum trebuie să se comporte un om într-un mediu ostil valorului Dumnezeu. Și apoi să vedem cum de o astfel de povestire în care Dumnezeu nu este pomenit își are locul în canonul biblic. E bine, chiar dacă numele lui Dumnezeu nu este pomenit deloc în povestire, degetul lui dirigează întreaga acțiune. Statistic vorbind, cartea conține prea multe coincidențe. Și nu e așa și în viața noastră de zi cu zi. Când întâlnim așa ceva, niște coincidențe exagerate, chiar și în viața cotidiană, Deja înclinăm să vedem la mijloc niște intervenții supranaturale. Spunem, este prea de tot. Coincidența aceasta este prea de tot. Precis trebuie să fie un plan la mijloc. Exact așa este și cu cartea Estera. Numele lui Dumnezeu nu apare acolo, dar apar foarte multe coincidențe care îți sugerează că cineva este în spatele tuturor acestor acțiuni. Chiar și atunci când Dumnezeu nu este pomenit verbal, El este prezent prin acțiunile sale. Și acum, chiar dacă va părea surprinzător pentru noi, vreau să vă spun că, de fapt, numele lui Dumnezeu apare în carte, în cinci locuri. Numele lui Dumnezeu apare scris în carte, în cinci locuri apare în cinci locuri sub forma unui acrostih. Un joc de cuvinte și litere destul de obișnuit în literatura ebraică. Numele lui Dumnezeu este ascuns în carte, în cinci locuri. În patru din aceste locuri apare numele lui Iahve și într-un loc apare numele lui Eu Sunt. Aceste jocuri de cuvinte, cum ar fi acrostihurile, erau foarte obișnuite în literatura ebraică. Știm cu toții, de exemplu, că Psalmul 119 și Proverbe 31 și Plângerile lui Ieremia, 4 din 5 capitole, sunt porțiuni literare care folosesc astfel de acrostihuri. Fiecare linie începe cu următoarea literă din alfabetul ebraic. Deci în, literatura ebraică se folosea acest stil de a scrie. Ei bine, în cartea Estera, cum vă spuneam, numele de Iahve, cu inițialele lui YHWH, apare de cinci ori, sub forma unor acrostihuri, în versetele următoare. 1 cu 20, 5 cu 4, 5 cu 13, șapte cu cinci și 7 cu șapte. În fiecare din aceste versete, cuvântul începe cu litera respectivă a numelului Dumnezeu și următorul cuvânt cu următoarea literă, și următorul cuvânt cu următoarea literă. Astfel că la încheierea versetului 1 cu 20, de exemplu, numele lui Dumnezeu este pomenit acolo, în modul acesta ascuns. Apoi mai este încă un lucru foarte interesant, legat de numele lui Dumnezeu. Modul în care apare scris. Și anume, în versetele în care numele lui Dumnezeu este menționat de neevrei, numele este scris invers, de la coadă la cap. În cele în care mențiunea numelui lui Dumnezeu apare vorbită, spusă de un evreu, numele lui Dumnezeu este scris direct. De exemplu, în capitolul 1, versetul 20, numele apare de la coadă la cap, pentru că cel care vorbește acolo este Memucan. În, versetul, în capitolul 5, versetul 4, numele apare în sens direct scris, pentru că cel ce vorbește sau cea care vorbește este chiar Estera. În capitolul 5, versetul 13, numele apare din nou de la coadă la cap, pentru că vorbitorul este Haman în capitolul 7 cu versetul 7, numele apare în sens direct pentru că acolo este autorul cărții, un evreu. Și apoi, în versetul 5 din capitolul 7, din nou apare numele lui Dumnezeu, dar cu exprimarea aceasta, eu sunt. Acum, întrebarea practică pentru noi este, bun, de ce a ascuns autorul numele lui Dumnezeu printre rândurile scrierii? De ce l-a disipat pe acolo? Am putea încerca câteva răspunsuri. Se prea poate să fi fost vremuri în care era periculos să rostești numele unui alt Dumnezeu decât cel al Împăratului. Aduceți-vă aminte că Mardoheu o sfătește pe Estera să nu-și dezvăluie identitatea etnică, identitatea evrească. Poate că era periculos să scrii o astfel de lucrare în care să pomenești numele unui alt Dumnezeu. Sau o altă explicație ar putea fi următoarea. Se prea poate ca pur și simplu autorul să fi dorit să ne transmită că Dumnezeu este prezent în istoria poporului său chiar atunci când nu-i pomenești numele. Sau să ne oblige să-l găsim pe Dumnezeu în rândurile scrierii, meditând la intervențiile lui ascunse în viața omului. Când citești o carte în care Dumnezeu nu apare deloc, puțin te tulburi și spui, nu se poate, stai puțin. unde e Dumnezeu aici? Și poate că autorul a vrut să ne stimuleze această căutare. Oricum ar fi, aceste detalii surprinzătoare ale textului nu sunt doar niște lucruri interesante care se, să ne țină treji la o predică de duminică seara. Cele conțin învățătură. Ele pot întări credința că Dumnezeu este suveranul și cel care a inspirat scripturile. Și a inspirat autorul să îi disipe numele în niște afirmații. Sau că Dumnezeu își conduce planurile cu minuțiozitate. El este atent la cele mai mici detalii. Sau, deși greu de perceput uneori, Dumnezeu este prezent în cele mai mici detalii ale vieții noastre, după cum este prezent în cele mai mici detalii ale cărții scrise. El vorbește și se implică în viața noastră. Așa că această istorie a prezenței numelui Dumnezeu acolo în carte nu este doar de dragul de a fi ceva interesant sau nou. Ci cred că vrea să ne spună ceva cu privire la modul în care Dumnezeu lucrează cu minuțiozitate în marele plan al istoriei omenirii și în micul plan al vieții mele și a tale. Împărăteasa Estera a perceput oportunitatea oferită de Dumnezeu, s-a folosit de ea și viața ei a lăsat urme adânci în istoria poporului și a lumii întregi. Dacă planul lui Haman ar fi avut succes, atunci toți evrei din toată împărăția ar fi fost omorâți, iar Mesia ar fi fost împiedicat să vină conform prorociei divine. Lecția de viață? Dumnezeu pregătește locul și oportunitatea, iar oamenii lui trebuie să aleagă să acționeze. Și acest adevăr îl vom vedea cum se dezvoltă pe parcursul cărții. Și o să ne apropiem de primul capitol în câteva minute. Viața Estere este o povestire dramatică despre putere, despre frumusețe, despre iubire și intrigă. Una dintre cele mai bine scrise povestiri din Biblie. Un scenariu de film care atinge perfecțiunea. Povestirea are tot ce-i trebuie. Dar povestirea vieții Esterei nu este doar o povestire foarte bine scrisă și dramatică, ci este și una adevărată, Acuratețea istorică a povestirii este bine documentată. Împărăteasa Vasti, împărăteasa Istar sau Estera, ministrul Mardoheu sau Marducai sunt menționați în diferite înscrieri descoperite în Persepolis, în Iranul de azi, în urma unor săpături arheologice. Numele acestor persoane sunt acolo. Nu este doar o povestire bine scrisă, dramatică, este și una adevărată, documentată, istorică. Ceea ce urmează să studiem este o povestire adevărată. Cu cât mai multă forță are o astfel de povestire. Dar nu este doar o povestire adevărată și plină de dramatism, ci și una plină de învățăminte pentru vremuri ca acestea, pe care noi le trăim astăzi. Și de aceea vreau să pornim la drum și să căutăm să auzim vorbirea lui Dumnezeu. Poate că Dumnezeu ne-a pregătit și pe noi să facem ceva pentru vremuri ca acestea în care trăim. Așa că vom începe episodul numărul 1. Providența invizibilă. Povestirea are loc între cele două valuri de repatriere a evreilor din Babilon, la 54 de ani de la repatrierea sub conducerea lui Zorobabel, găsim aceasta în Ezra 1 cu 2, și cu 25 de ani înainte de al doilea val de repatriere condus de către Ezra găsim aceasta în Ezra, capitolul 7. Undeva între cele două repatrieri are loc povestea Esterei. Ahasverosh, alias Ahasuerus sau Xerxes cel Mare, a trăit între anii 486 și 465. O spățul menționat în primul capitol, pe care o să-l o citim într-un minut, o spățul menționat în primele versete a avut loc în anul 483, și a fost prilejuit de Consiliul pentru pregătirea invaziei Greciei, conform lui Herodot. Marele bătălii de la Termopile și Salamina, în care Xerxes cel Mare îi zdrobește pe greci la Termopile. Și apoi, în a doua încercare de a invada Grecia, la Salamina, suferă cea mai mare pierdere din istorie, cea mai mare bătălie navală din istorie. Flota perșilor este înecată la Salamina de către greci. Ospățul cu care începe povestirea este o ospățul dat de Xerxes cel Mare pentru planificarea invaziei Greciei. Și acum, haideți să citim povestirea, să ne aducem aminte, pentru că o să ne uităm pe scurt la acest prim capitol, un fel de prolog istoric. Ceva are Dumnezeu să ne spună și din acesta. Așa că vă invit să deschideți scripturile la Estera, capitolul 1. Vom citi de la versetul 1 la versetul 22. Era pe vremea lui Ahasveros, al acelui Ahasveros care domnea de la India până în Etiopia, peste 127 de ținuturi. Împăratul Ahasveros de atunci pe scaunul lui împărătesc la Susa, în capitală. În al treilea an al domniei lui a dat un ospăț tuturor domnitorilor și slujitorilor săi. Căpetenile oștirii perșilor și mezilor, mai mari și capii ținuturilor s-au strâns înaintea lui. El le-a arătat bogăția strălucită a împărăției lui și slava minunată a mărimii lui. În multe zile, timp de 180 de zile, după ce au trecut aceste zile, împăratul a dat întregului popor care să afla în capitala Susa, de la cel mai mare până la cel mai mic, un ospăț care a ținut șapte zile în curtea grădinii ca să îi împărătești. Covoare albe, verzi și albastre erau legate cu funii de insubțire și de purpură, de niște verici de argint și de niște stâlpi de marmură. Paturi de aur și de argint stăteau pe o podea de porfir, de marmură, de sidef și de pietre negre iar de băut turnau un vase de aur, de felurite soiuri. Era belșug de vin împărătesc, mulțumită dărniciei împăratului. Dar nimeni nu era silit să bea, căci împăratul poruncise tuturor oamenilor din casa lui să facă după voia fiecăruia. Împărăteasa Vasti a dat și ea un ospăț femeilor în casa împărătească a împăratului Ahasverosh. A șaptea zi, pe când inima împăratului era veselă de vin, a poruncit lui Mehuman, Bista, Harbona, Bicta, Abgata, Zetar și Carcas, cei șapte fameni care slujeau înaintea împăratului Ahasveros, să aducă în fața lui pe împărat sa Vasti, cu cununa împărătească, pentru ca să arate frumusețea ei popoarelor și mai marilor săi, căci era frumoasă la chip. Dar împărăteasa Vasti n-a vrut să vină când a primit prin famen porunca împăratului și împăratul s-a supărat foarte tare, s-a aprins de mânie. Atunci împăratul a vorbit cu înțelepții care cunoșteau obiceiurile vremii, căci așa se puneau la cale treburile împăratului, înaintea tuturor celor ce cunoșteau legile și dreptul. Avea lângă el pe Carșena, pe Șetar, pe Admata, pe Tarsis, pe Meres, pe Marsena, pe Memucan, șapte domnitori ai Persiei și Mediei care vedeau fața împăratului și care aveau locul întâi în împărăție. Ce trebuie, a zis el, să se facă împărătesei vasti după lege? Pentru că n-am plinit și a poruncit împăratul la H.V. prin fame. Memucan a răspuns înaintea împăratului și domnitorilor. Nu numai față de împărat s-a purtat rău împărăteasa vasti, ci și față de toți domnitorii și de toate popoarele care sunt în toate ținuturile împăratului Ahasveros. Căci fapta împărătesei, va ajunge la cunoștința tuturor femeilor și le va face să-și nesocotească bărbații. Ele vor zice, împăratul Ahasveros a poruncit să-i se aducă înainte împărăteasa vastii și ea nu s-a dus. Și din ziua aceea, crăiesele Persiei și Mediei, care vor afla de fapt împărătesei, vor vorbi tot așa tuturor căpetenilor împăratului. De aici va veni mult dispreț și mânie dacă împăratul găsește cu cale să se dea poruncă din partea lui și să se scrie în legile perșilor și mezdilor cu arătarea că nu trebuie să se calce o poruncă împărătească, după care vastii să nu se mai arate înaintea împăratului Ahasveros. Iar împăratul să dea vrednicia de împărăteasă, alteia mai bună decât ea. Orunca împăratului se va vesti astfel în toată împărăția lui, că este mare și toate femeile vor da cinste bărbaților lor, de la mare până la mic. Părerea aceasta a fost primită de împărat și de domnitor și împăratul a lucrat după cuvântul lui Memucan. A trimis scrisori tuturor ținuturilor din împărăția lui, fiecărui ținut după scrierea lui și fiecărui popor după limba lui. Ele spuneau că orice bărbat trebuie să fie stăpân în casa lui și că va vorbi limba poporului său. Citim un prim capitol, un fel de prolog istoric, care încă nu ne spune nimic despre Estera. Așa că ne vom pune două întrebări majore în această seară. Prima întrebare, care este rolul didactic al prologului istoric? Ce vrea să ne învețe acesta? Și -o a doua mare întrebare va fi, care sunt câteva învățături practice de viață ce rezultă din narațiunea în sine? de modul cum sunt relatate lucrurile acolo. Trebuie să găsim ceva învățătură în cuvântul lui Dumnezeu. Chiar dacă narațiunea vorbește despre niște neevrei. Să le luăm pe rând cele două întrebări. Care este rolul didactic al prologului istoric? Rolul didactic nu este nimic altceva sau nimeni altul decât providența divină. Contextul istoric creonat în capitolul 1 vorbește despre această providență divină. De fapt, mesajul principal al cărții are de a face cu purtarea de grijă sau providența lui Dumnezeu pentru poporul său. Cuvântul acesta providență este un cuvânt de proveniență latină. Providentia, compus din două cuvinte, pro, care înseamnă înainte de, și videntia provine din videre, adică a vedea. Și atunci, providență nu înseamnă altceva decât a vedea înainte de a se întâmpla. Adică Dumnezeu vede evenimentele istorice înainte de a se întâmpla sau le mișcă după voia Lui înainte de a se întâmpla. Sau dacă vreți o definiție mai academică a cuvântului providență, o găsim în dicționarul limbii române. Și anume, Providența este planul divin prin care este prevăzut și orientat cursul evenimentelor, astfel încât universul ca întreg și creaturile individuale să realizeze scopurile stabilite de Dumnezeu. Un sinonim ar fi pronia cerească. Deci providența este un act al lui Dumnezeu. Oamenii sunt tari la istorie și slab la profeție. Noi, oamenii, putem afla ceea ce s-a întâmplat în trecut. Și putem săpa și descoperi și pune lucrurile cap la cap. Lucrurile care s-au întâmplat. Dar când vine vorba de viitor, suntem foarte slabi. Nu știm mai nimic. Poate câteva linii generale, dar detalii deloc. Ei bine, Dumnezeu știe și întotdeauna pregătește calea pentru ca voia Lui să se facă. Capitolul 1 descrie ospățul lui Ahas, Ahasveros și neascultarea lui Vasti. În esență, despre aceasta vorbește între capitolul. Și întrebarea noastră este, și la cine ajută pe noi povestirea aceasta? Ne ajută în sensul următor. Dumnezeu, în providența lui, pregătește scena pentru apariția esterei. Dumnezeu care vedea înainte ca evenimentele să aibă loc, pregătea locul esterei pentru o misiune specială și extrem de importantă pentru planul său de mântuire. Capitolul 1 ne vorbește despre providența lui Dumnezeu. Și câteva adevăruri teologice aici și practice în același rând, în același timp. Primul adevăr teologic este evident și îl știm cu toții. Capitolul 1 ne spune că Dumnezeu conduce lumea. El este suveran peste întreaga lume. Dumnezeu nu este un bătrân senil care stă în tinda casei și face rebus între două ațipiri. Dumnezeu nu este nici o forță care, sau pe care o activează oricine știe cum să o manipuleze. Dumnezeu este o persoană profund interesată de mersul istoriei omenirii, de mersul vieții tale și a mele. Lucrând în spatele scenei, Dumnezeu mișcă și rearanjează evenimentele, schimbă gândurile, astfel încât transformă până și cea mai carnală situație într-un catalizator al planului său. El pregătea scena pentru apariția Esterei. Nu sunt simple coincidențe faptul că Xerxes a plăcut-o tocmai pe Estera dintr-un mare număr de fete. Nu este coincidență faptul că Mardoheu aude de complotul celor doi fameni tocmai când se afla la poarta palatului pentru Estera. Nu este o simplă coincidență faptul că împăratul n-a putut să doarmă tocmai în noaptea dinaintea descoperirii uneltirii lui Haman. Nu este coincidență faptul că împăratul a poruncit să-i se aducă tocmai cartea cronicilor împăraților Persiei. Și nu este o simplă coincidență faptul că în pratul a găsit tocmai paragraful care descria complotul descoperit de, de Mardoheu. Numele lui Dumnezeu nu este pomenit în carte, în sensul direct. Dar degetul lui Dumnezeu este prezent acolo. În providența lui, Dumnezeu pregătește scena. Dumnezeu înalță conducătorii lumii și tot el îi și îndepărtează uneori permite unor conducători răi să ajungă în frunte, pentru că dorește să acționeze în linie cu dreptatea lui, dorind să ne mustre sau să ne îndrepte. Alte ori, alte ori, permite unor, unor conducători buni să preia controlul și acționează în linie cu iubirea lui, ne dă vreme de răgaz și încurajare în umblarea noastră. Capitolul 1 din Estera ne sublinează acest lucru. Dumnezeu este în spatele scenei. Providența invizibilă este acolo și pregătește terenul pentru ce urmează să vină. În Romanii 11 cu 33, Pavel atinge conceptul de providență când spune următoarele lucruri. O adâncul bogăției înțelepciunii și științei lui Dumnezeu, cât de nepătrunse sunt judecățile lui și cât de neînțelese sunt căile lui. Și în adevăr, cine a cunoscut gândul Domnului sau cine a fost fetnicul lui? Doar citindu o astfel de afirmație, ne dăm seama de două lucruri. Unu, Dumnezeu are gândire. Nu este o forță pe care o manipulez cum vrei? Dumnezeu are gândire. Cât de nepătrunsă este gândirea lui sau judecata lui, judecățile lui. Dumnezeu gândește și are o direcție. Gândirea presupune o direcție. Eu nu gândesc nimicul, eu gândesc ceva. Adică am o direcție a gândului, un sens al lui. Și al doilea lucru, Dumnezeu nu doar gândește, el are voință. Cât de neînțeles sunt căile lui. Adică el face ceva din voința lui proprie. Adică are un plan, are niște obiective, are o strategie, are o tactică. Care, da, de multe ori sunt greu de înțeles, dar el le are. Și atunci. Ce înseamnă pentru noi această providență divină? Care este elementul practic al ei pentru noi? Este tocmai acesta. Dacă cred că Dumnezeu este suveranul, are gândire și voință, atunci cu siguranță circumstanțele prin care trec nu iau scăpat de sub control. Atunci cu siguranță situația lumii așa cum este ea nu i-a scăpat de sub control. Trăim câteva vremuri tulburi. Și aparent sau, dintr-o anumită perspectivă, stăm și poate ne îngrozim și ne întrebăm unde o să ajungă lumea aceasta. Și vedem actele teroriste din jurul nostru, din ce în ce mai îndrăznețe și mai spontane și mai greu de descoperit și mai crude ca oricând. Nu mai devreme de zilele trecute știm cu toții ce s-a întâmplat în Franța. Câțiva ziariști, graficieni, desenatori, numiți cum vreți, au fost omorâți. Lumea s-a revoltat și pe bună dreptate. Și în semn de solidaritate cu ei, oamenii au început să poarte niște pancarde spunând Eu sunt Charlie, în limba franceză, je suis Charlie. Am stat și m-am gândit la momentul acesta istoric în care mă afl, m aflu sau ne aflăm. Dacă cred că Dumnezeu este acolo sus, suveranul, are gândire, are voință, are un plan, nimic nu-i scapă din mâini, evenimentul de zile trecute i-a scăpat din mâini? Eu cred că nu. Gândindu-mă la evenimentul acesta, am făcut și eu o mică pancardă. Și pancarda mea arată așa. Je ne Charlie. Eu nu sunt Charlie, eu rei, eu nu sunt Charlie. Nu mă pot solidariza cu oamenii aceia, cu graficienii, cu desenatorii respectivi. Sigur, sub nicio formă nu putem justifica actul terorist. Nu cred că acela este ceva justificabil. Nu cred că este metoda prin care să luptăm. Este condamnabil la maxim. Dar în același timp nu cred că ziariștii respectivi erau nevinovați. Și munca lor, lucrarea lor îmi dovedește asta. Vulgaritatea lor, bătaia de joc la adresa religiei, atât islamice, dar și creștine, este absolut, absolut jenantă. Mi-au picat ochii pe câteva din desenele lor. De fapt, mai bine zis, pe una singură, pe două. Și m-am îngrozit și n-am putut să mă mai uit. Cei care au murit acolo nu au fost nevinovați din perspectiva lui Dumnezeu. De aceea nu mă pot asocia cu Charlie. Eu nu sunt Charlie. Nu mă asociez cu ei și nu sunt solidar cu faptele acelor ziarești. Asta nu înseamnă că aprob gestul acelui grup de teroriști. Nu cred că asta este soluția, nu cred că asta trebuie să facă creștinii. Nu asta este modul de luptă. Dar nici nu pot să-mi închid ochii și să mă solidarizez cu vulgaritatea. La adresa persoanelor Dumnezeu. Și până la urmă, cred că Dumnezeu, după gândirea și voința Lui, a reglat puțin lucrurile. Cel care este capabil să dea viață, are dreptul și să o ia. Pe unul l-a așteptat până la 80 de ani. 80 de ani avea unul dintre desenatori. A avut răbdare cu el toată vulgaritatea lui la adresa ființei divine până la 80 de ani. Dumnezeu nu se lasă să fie batjocorit. El este o ființă sfântă care gândește, are voință și și-o duce la îndeplinire. Lecția pentru noi, am putea să o luăm așa, Deși Dumnezeu poate părea uneori distant și invizibil, El este întotdeauna invincibil. Până la urmă face dreptate. Apoi un al doilea adevăr teologic care îl găsim aici. Privind la modul în care Dumnezeu pregătește scena istoriei și știind ce urmează în următorul episod, mai putem lua o învățătură practică pentru noi sau de fapt aceeași învățătură de mai înainte, dar mai aproape de inima noastră. Chiar atunci când Dumnezeu pare absent, El este mai aproape decât crezi. Un fel de Romani 8 cu 28. Toate lucrurile lucrează spre binele celor ce îl iubesc pe Dumnezeu și anume spre binele celor chemați după planul său. Dumnezeu lucrează prin ordinea naturală a evenimentelor fără să prejudicieze voința liberă a vreunui om și fără să întrerupă curgerea firească a întâmplărilor deși s-ar putea să ne încovoiem sub povara unor situații din viața noastră, trebuie să ne amintim că Dumnezeu este suveranul, are gândire și voință, El se folosește de situații dificile sau plăcute ca să ne formeze pentru împărăția Lui veșnică. Dumnezeu nu este frustrat sau luat prin surprindere de evenimentele prin care noi trecem. Un al treilea adevăr teologic ar putea fi următorul din capitolul 1. Prezența lui Dumnezeu nu este la fel de contrariantă ca și absența lui. Ce vreau să zic? Nu e așa că atunci când ne merge bine, prezența lui Dumnezeu este mai puțin evidentă. Ne vedem de viața noastră, totul decurge bine. Dar când Dumnezeu absentează, atunci ne înfiorăm și suntem contrariați. Unde ești? Ce faci? De ce nu mă protejezi? Și așa mai departe. Prezența lui Dumnezeu este mai puțin contrariantă ca și absența lui. Absența lui ne înfioră mai tare decât atunci când e prezent. Oare ce se întâmplă cu noi? Când ne merge bine și suntem protejați și toate lucrurile la locul lor. Îl vedem pe Dumnezeu acolo. Când absentează, ne înfiorăm și strigăm. De ce? De ce vocea lui nu este la fel de elogventă ca și tăcerea lui? De ce? Răspunsul trebuie să ne dăm fiecare. Și unul al patrulea adevăr teologic din capitolul 1. Dumnezeu își protejează poporul, Israel și biserica. Acest adevăr ne poate da multă încredere. Dacă vrei să îi distrugi poporul, trebuie mai întâi să îl distrugi pe Dumnezeu. Dar pe el nu îl poți distruge, așa că nici pe poporul său. Viitorul poporului său, Israel și biserica, este în mâna sa și nimeni și nimic nu-l poate smulge de acolo. Porțile locuinței morților nu vor birui, mi se spune despre biserică. Am răspuns la prima întrebare. Care este rolul prologului istoric? O poveste în care esterea nici măcar nu apare. Ei bine, ne învață câteva lucruri despre Dumnezeu și am văzut care. Și acum haideți să răspundem la a doua întrebare pe scurt. Care sunt câteva lecții de viață din narațiunea în sine? Uitați-vă cum începe textul și să extragem repede câteva adevăruri. Textul începe așa și aș vrea să recitesc câteva versete. Pentru că detaliile de acolo comunică ceva. Pentru că trebuie să ne întrebăm, dar de ce își pierde vremea, între ghilimele, Duhul Sfânt de Dumnezeu să dea atâtea detalii? Să mai umple puțină pagină din textul scripturii? Nu. Dar atunci de ce? Haideți să încercăm să răspundem și vom reciti câteva versete de la începutul capitolului subliniind ceea ce ne interesează. Era pe vremea lui Ahasverosh, al acelui Ahasverosh care domnea de la India până în Etiopia. Peste 127 de ținuturi. Căpetenile oștirii perșilor și mezilor, mai mari și capii ținuturilor, s-au strâns înaintea lui. El le-a arătat pogăția strălucită a împărăției lui și slava minunată a mărimii lui în multe zile, timp de 180 de zile. Versetul 5 După ce au trecut aceste zile, împăratul a dat întregului popor care se afla în capitala Susa de la cel mai mare până la cel mai mic. Un ospăț care a ținut șapte zile în curtea grădinii ca să îi împărătești. Și acum, de ce sunt aceste detalii covore albe, verzi și albastre, erau legate cu funii de insubțire și de purpură, de niște veriși de argint, de niște stâlpi de marmură. Paturi de aur și de argint stăteau pe o podea de porfir, de marmură, de sidef și de pietre negre, iar de băut turnau un vase de aur, de felurite soiuri. Era belșug de vin împărătesc, mulțumită dărniciei împăratului. De ce avem parte de astfel de descrieri detaliate? Cu ce mă ajută pe mine astăzi, la vreo 2500 de ani de la eveniment, să știu luxul în care Xerxes trăia? Cred că aceste detalii pregătesc un adevăr didactic pentru noi. Și anume, mândria are efect cumulativ și te conduce la consecințe umilitoare. Priviți în text. După ce și-a expus puterea, 127 de ținuturi din India până în Etiopia, bogăția strălucită și slava mărimii lui, asemenea bulgărului de zăpadă porni la vale, mândria este cumulativă, nestăpânită, ea cere mai mult îl conduce să-și expună mai târziu, după ce își expune toată bogăția în fel și chip, îl conduce mai târziu, în momentul critic, să-și expună până și intimitatea. Soția lui Vaste. Și aici primește o lecție usturătoare. Versetul 10. A șaptea zi pe când inima împăratului era veselă de vin, a poruncit lui Mehuman, Bista, Sarbona, Bicta, Abagata, Zetar și Carcas, cei șapte femei care slujeau înaintea împăratului Ahasveros, să aducă în fața lui pe împărăteasa Vasti cu cununa împărătească pentru ca să arate frumusețea ei popoarelor și mai marilor săi, căci era frumoasă la chip. Iarăși niște detalii care au însemnătate pentru noi. Cerința lui Ahasverosh nu era justificată în primul rând. Nu era justificată și să vedem de ce. Apoi decizia lui a fost luată pe fondul ebrietății sale, pe când inima împăratului era veselă de vin. Întâi împăratul își expune toate bogățiile și face risipă de lux și de bani timp de 180 de zile, șase luni, o petrecere de șase luni plus o săptămână. Și după aceasta, acest efect cumulativ al mândriei vrea să-și expună și soția. Dar textul ne dă acel mic detaliu, o lecție practică de viață, pe când inima împăratului era veselă de vin. Ce învățăm de aici? Un lucru foarte fundamental, dar foarte practic pentru oricare dintre noi. Bazează-ți deciziile pe o analiză atentă, nu pe emoțiile de moment. Deciziile proaste sunt luate când oamenii nu gândesc limpede. Autocontrolul și înțelepciunea practică a lui Xerxes erau slăbite de prea multă băutură, ne transmite textul. Lecția pentru noi este aceasta: bazează-ți deciziile pe o analiză atentă, nu pe emoțiile de moment, indiferent ce gen de emoție te caracterizează în momentul respectiv. Deciziile impulsive conduc la complicații severe. Și la umilințe bine meritate, deși greu de purtat. Iată o primă lecție de viață, mică, dar poate vorbește cuiva în seara aceasta. Ești pus în fața unei decizii majore, o decizie mare de viață? Ești plin de emoție, indiferent ce fel de emoție, supărare, mânie, resentimente, bucurie enormă? Bazează-ți deciziile pe o analiză atentă nu pe emoțiile de moment, pentru că deciziile impulsive conduc la complicații severe. Lucru dovedit în text de reacția împărătesei. Dar împărăteasa Vasti n-a vrut să vină când a primit prin famen porunca împăratului. Și împăratul s-a supărat foarte tare și s-a aprins de mânie. O întrebare imediată pentru noi este, a fost justificată Vasti în refuzul ei? Eu cred că nu, eu cred că da, a fost justificată. Vastea a fost justificată în refuzul ei din următoarele motive. Era împotriva culturii de atunci ca o femeie măritată să fie expusă privirilor bărbaților. Apoi, era sub demnitatea unei femei să vină înaintea bărbaților și să facă un fel de catwalk, dezvelită și poate cam dezbrăcată, altfel cum puteau să-i vadă frumusețea acestei femei? Dacă era acoperită cu o robă lungă și fața acoperită, cum ar fi văzut frumusețea ei? Cu siguranță în spatele cererii împăratului erau niște gânduri perverse. Altfel, cum să o vezi, să-i vezi frumusețea? Unii comentatori sunt chiar de părere că porunca împăratului, modul în care este exprimat acolo, Limbajul, părunca împăratului sugera apariția împărătesei doar cu cununa pe cap și nimic altceva pe corp. Textul Scripturii așa spune, cu cununa împărătească pe cap să vină. Un lucru scandalos nu doar pentru acele vremuri, ci chiar și pentru cele de azi. Apoi, un alt argument în favoarea faptului că vastea a fost justificată în refuzul ei, este următorul lucru. Foarte probabil că era și însărcinată cu viitorul Artaxerxes, care s-a născut chiar în anul 483, anul ospățului. Și dacă ospățul a durat șase luni de zile, Vastea a fost chemată la sfârșitul ospățului, deci după șase luni de zile, obligatoriu era însărcinată cu Artaxerxes. Așa că, refuzul împărătesei pare justificat. Și cred că Vasti trebuie admirată pentru decizia ei. De fapt, cred că și Dumnezeu a admirat-o și răsplătit-o, readucând-o la poziția onorabilă de împărăteasă mamă pe vremea domniei fiului ei, Artaxerxes, după trecerea esterei. Lecția de viață pentru noi din acest incident dificil și delicat ar putea fi următoarea, o lecție de viață pentru familii. Supunerea în familie nu înseamnă că soția este pionul poftelor soțului ei. Dumnezeu niciodată nu a intenționat ca soția să se supună poftelor reprobabile ale soțului ei. Poate că Duhul lui Dumnezeu are cuiva de vorbit astfel de lucruri. Așa că, bărbaților, cred că aici găsim un avertizment delicat. Af să avem grijă ce le cerem soțiilor care ne-au fost date de către Dumnezeu. Trebuie să avem grijă ca prin pretențiile noastre de orice gen ar fi ele, să nu le asaltăm demnitatea, să nu le insultăm demnitatea de om sau să le transformăm în obiecte ale plăcerii personale. Narațiunea continuă. Memucan a răspuns înaintea împăratului și domnitorilor. Nu numai față de împărat s-a purtat rău sa vastă, ci și față de toți domnitorii, toate popoarele care sunt în toate ținuturile împăratului Hașveroș. Căci fapta împărătesei va ajunge la cunoștința tuturor femeilor și le va face să-și nesocotească bărbații. Ele vor zice, împăratul Hașveroș a poruncit să-i se aducă înainte împărăteasa sa vastă și ea nu s-a dus. Și în ziua ce, aceasta, crăiesele, Persiei și Mediei care vor afla fapta împărătesei vor vorbi tot așa tuturor căpetenilor împăratului. deja deci va veni mult dispreț și mânie. Iată cum au gândit ceilalți oameni din cercul împăratului. Foarte probabil că gândirea căpetenilor Persiei era întunecată și ea de băutură. Pentru că cu siguranță o astfel de lege pe care ei o propun cum că porunca împăratului este mai presus de orice legea bunului simț. Și o astfel de pedeapsă ca vase să fie detronată, nu putea crește respectul soților pentru bărbaților. Legea pe care ei o propun aici nu cred că putea conduce la un respect deosebit pentru bărbaților. Poate le-ar fi crescut frica de ei, groaza de ei, dar nu respectul, stima. Respectul între un soț și o soție se dezvoltă numai în urma unei considerații și aprecieri reciproce, ca și ființe create după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Respectul nu se naște prin impunere sau prin darea unor legi. Supunerea forțată este un substituent sărăcăcios pentru iubirea și respectul pe care soții și soțiile ar trebui să le aibă unii pentru alții. Iată dintr-un prolog istoric, dintr o întâmplare aparent fără valoare spirituală. Iată cum Dumnezeu ne-ar putea vorbi în această seară, inclusiv adevărul legate de viața de familie. Așa că, în concluzie, am trecut prin capitolul 1, un capitol pregătitor să nu uităm că, chiar și atunci când Dumnezeu nu este pomenit verbal, El este prezent prin acțiunile Sale. Apoi să nu uităm și faptul că prologul istoric nu face altceva decât să afirme cu tărie că Dumnezeu gândește și are voință, are obiective, îi pasă și își conduce planul. Să nu uităm că Dumnezeu pregătește locurile și oportunitățile, dar acțiunea rămâne la alegerea oamenilor Lui. Cartea Estera, până la urmă, o să vedem cum se desfășoară. Vorbește despre interacțiunea dintre suveranitatea lui Dumnezeu și voința omului. Întreaga povestire este o intersecție între acestea două. Despre... Voia omului aliniată voi lui Dumnezeu. Să nu uităm pentru viața noastră personală. Deși Dumnezeu poate părea uneori distant și invizibil. El este întotdeauna invincibil. În episodul 1, Dumnezeu a pregătit niște geme de ață care vor începe să se împletească în episodul următor, în cea mai frumoasă lucrătură, cea mai frumoasă tapiserie, cea mai frumoasă robă, cea mai, cea mai frumos obiect de îmbrăcăminte despre alegerea de a alinia planului lui Dumnezeu. Și povestea gemelor va continua în episodul